dezbaterile continuă, pentru că pentru noi rezolvarea problemelor înseamnă, pe de o parte, un proiect, dar de fapt o lege a bugetului de stat care se includă ceea ce solicităm ca metode de rezolvare. Al doilea lucru, o serie de acte normative care ar trebui să iasă ori de la guvern, ori din cadrul Parlamentului și care să rezolve problemele. Legea dialogului social, dau acest exemplu, stă în Parlament la Camera Deputaților, e raportul finalizat la Comisia de Muncă, ar trebui introdusă și validată în plenul Camerei Deputaților, apoi plecată la promulgare la administrația prezidențială. Sunt semnale că de la 1 septembrie s-ar putea majora pensiile. Veți renunța la proteste în acest context sau veți continua până când vor fi rezolvate toate revendicările? Pensiile sunt numai o parte din revendicările noastre, iar rezolvarea problemei pensiilor include de fapt două elemente. Recalcularea rapidă a, după noua formulă, a tuturor pensiilor din România, care nici măcar nu a început, deși legea prevedea de 2 ani de zile să înceapă acest proces și ar fi trebuit să fie finalizat acum. Pe de altă parte, este problema legată de corecția pe care tot legea o prevede cu vestita creștere de 40, din care s-a dat 14%. Deci ar trebui dată diferența respectivă. Și al treilea element este ceea ce ar fi trebuit să se dea în acest an ca creștere de pensie în structura dată. Rămâne să vedem la Ministerul Muncii vineri, pentru că vom discuta mult mai aplicat legată de această problemă.